Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani. Salutare, salutare, Ștefan sunt. Gogo sunt. Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Papa. În episodul din această seară discutăm despre Just Fog Mini Fit. Bă, chiștocul ăsta e foarte tare. Merge foarte bine. Bateria ține neașteptat de mult la el. Neașteptat de mult. Pe mine chiar m-a impresionat. Tu ce părere ai? Ce te-a impresionat? Bă, m-a impresionat că a fost în stare să facă ceva mic și bun. În sensul că? În sensul că la cât de mic era și l-am văzut cât de mic e, nu aveam absolut nicio speranță să țină bateria, să scoată vreun pic de abur, să aibă vreun pic de gust, să poți să reîncarci ca lumea și ușor. Da, este, știi ce e impresionant de fapt? Că nu au inventat apa caldă. Nu. Au o baterie care scoate ceva mai mulți volți. Întâmplător e o baterie mică, dar asta e în cazul minifit, pentru că Just Fog are o gamă mare de chestii, are și baterii ceva mai mari. Asta este într-adevăr interesant. Se alimentează, frate. Da, mai sunt poduri care se alimentează, nu e problemă, scoate mult abur. Da, jur, nu știu. E mai lung. Asta e cu muștucul ăsta, cu chiștocul ăsta, că e foarte mic. Să știi că și autonomia e pe măsură. În principiu tragi și când ți-e lumea mai dragă, s-a dus. Cam o oră ține. Eu mă așteptam să țină 20 de minute, frate, că mă uitam, zic, băi, au pus și buton, cât să fie bateria? E cam la jumate. Deci dacă mai trage de vreo 20 de ori, s-ar putea să fie gata. Cam asta e autonomia. Sunt vreo... Ei au zis, cred că 300 de miliamperi. V-am zis pe close-up acolo, dar... Nu ne-ai arătat close-up încă. Nu? Nu. Hai să vă arăt close-up-ul. Cel mai bine. Salutare, prieteni. Bun venit la close-up cu mine, Gogo. Avem Minifit. Este producto contiente nicotina. Minifit direct din Spania. Și Spania e undeva la Timișoara. Îi spune... Cum îi spune, doamne? Îi spune vapestore.ro. E un băiat super ok acolo și de Black Friday, care a fost cu HH, mi-am luat ăsta, pe care nu-l găsesc. Ha-ha. El vine de fapt așa, da? Ok, hai să vedem pachetul conține. Unde-i ai manualul? Oho! Să ajungă ca să poți să mănânci pe el. Dacă vrei, ți-e foame, poate ți-e foame, știi? Mănânci și să ai pe ce să mănânci, că n-ai față de masă și nu vrei să murdărești pe acolo, că nu-i frumos. Ok, pachetul mai conține cablu de încărcare, bateriuța Just Fog Mini Fit și un pod de ăsta. Rezistența nu se schimbă, în schimb se poate încărca și se încarcă foarte ușor, se desface pe aici, se toarnă lichidul. Și pe aia se închide, trebuie avută grijă să nu punem pe lângă ca să nu ne murdărim și după aia se înfige aici. 5 clicuri am pornit-o, 5 am oprit-o, 5 am pornit-o, 5 am oprit-o și LED-urile de aici ne indică cât de încărcată este bateria. Mai are un port micro USB și cam atât. Sunt curios dacă scrie câți miliamperi are. Da, ei zic aici că ar avea 370 de miliamperi și portul de 1,5 ml cu 1,6 ohmi. Dar, măi, cam pleznește. Și merge pe măsură, e destul de puternică pentru cât de mică este. Mă rog, și are formă puțin ciudată. Eu chiar am folosit-o pe asta pentru că tot timpul o iau după mine când am nevoie de ceva foarte stealth, să ascund, să nu se vadă, să ceva de genul ăsta. Uite-l cât e pe lângă un Aio Eco, care la fel la rândul lui și el e foarte mic. Cu ce să vă mai compar eu? Uite-l cât este pe lângă Inokin în durată 18.2. Da? Deci este un pod extrem de mic.
care, surprinzător, este foarte, foarte puternic. Într-adevăr, se cam zgârie și eu l-am cam zgâriat cel puțin pe suprafețele astea lucioase, că ai tendința, știi, când e așa, când e mai mic decât o brichețică, ai tendința să-l bagi până toate buzunarele, pe peste tot. Da? Cam asta a fost Minifit. Nu sunt prea multe de spus. Este un pod surprinzător. Ok, bateria, ei au spus că e de 370 de mAh. Nu prea cred. Nici eu nu-i prea cred. Este chiar atât. Mi s-a părut foarte interesant că nu l-au făcut auto. Bă, din toate... Nu, pentru că senzorul ăla nu funcționează la putere mare. Deci tot ce o să vezi că e auto, dă 3.3 sau maxim cât e baterie. Deci până pe la 4V. Ăla nu merge pe mai mult, da? Nu, să arde. What? Să arde senzorul ăla, dacă e legat direct la baterie. E micro switch, micro controller, micro ceva. Și de-aia nu o să vezi. Știi că primul pod care a mers ceva mai tare a fost Breeze. Dar culmea, Breeze 1 de la Aspire mergea tare atunci când apăsai pe buton. Când trăgeai pe auto, era slab. Știi? Asta e toată chestia. Altfel, extrem de mic, extrem de portabil, reîncărcabil. Bă, și nu e foarte scump. Am dat 100 de lei pe el. De unde l-ai luat? De la Webster, am zis eu pe Close Up. Doar că l-am luat de Black Friday. De atunci l-am. Da, și fix de asta l-am luat. Că mai ai nevoie, uite, te mai duci pe acolo. Ok, fumatul interzis, dar vezi pe niște bulangi cu IQ și tragi tot din ăsta. Din ce? Aveam și un caporal aici. Aveam și un caporal. General. General? Ăsta, din de mare. No. General. Uitați-vă pe blogul ăla de la pușcări, întrebați care e general. Da? Like? Like. E un pot bun chiar și pentru vapori care au moduri acasă, adică vrei să... Da, pentru că are putere mare și îți dă suficient. Bă, știi care e problema? Îl iei după tine pe lângă mod fără nicio problemă. Da, știi că îmi place să fac chestia asta și în ultima perioadă am trecut de la... am ajuns la extreme, așa. Ai ori moduri extraordinare mod cu 3 baterii și unul mic. Și pot. Nimic între. Nimic între. Am înțeles. Și... bine, mai ai tu un Armor Pro acolo care e cam între și... Am și eu. Jujuc! Cam asta a fost Minifit-ul de la Just Fog. Un dispozitiv foarte interesant, de dimensiuni foarte reduse, foarte drăgălaș, care merge foarte bine. Merge pentru foarte dimensiunile bine, da, lui. Da. Un cartuș de ăsta, când am zis? Modul, atât l-am luat eu de Black Friday, 100, da? Cartușul, 20 de lei. Cartușul cu rezistența și ține... Asta cu cât ține e greu de spus, pentru că nu-l vapezi toată ziua. Corect. Nu poți să-l vapezi toată ziua. Nu e de daily driver. Eu, de la Black Friday, când a fost în noiembrie, până când filmăm clipul ăsta și suntem în februarie, am consumat 3 cartușe. Am înțeles. Deci cam 0,8 cartușe pe lună, cumva. Cam așa, da. Am înțeles. Cam asta a fost Minifit-ul. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canal, să ne scrieți și în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre chiștocul ăsta și țineți aproape toate cele bune. Pa! Pa!